Mulțumesc. Și la atâta vreau să spun că trebuie să fim foarte bucuroși, noi cei de aici, de la Facultatea de Teologie, că palmaresul manifestărilor științifice de la facultatea noastră s-a îmbogățit astăzi cu cel de-al patrulea eveniment din această toamnă-iarnă, din aceste două luni și un pic de început de an universitar. Au mai existat încă trei anterioare de deosebită valoare. Iar domnul profesor Angelescu întotdeauna știe să vină și să organizeze niște evenimente cu totul aparte. Le dă un parfum deosebit, mai ales prin faptul că aduce personalități aparte și deosebite în mijlocul nostru, așa cum astăzi, lângă faptul că suntem oarecum obișnuiți cu prezența domnului profesor Vergati, un emerit orator al slujbii dumneavoastră, întotdeauna l-am admirat pentru claritatea prin care susține expunerile, să-l aducă și pe excelența sa, alteța sa regală, prințul Nicolae al României. De aceea este un eveniment cu totul și cu totul deosebit. Și trebuie să fim foarte mulțumiți că în felul acesta ne-a crescut prestigiul ca Facultate de Teologie și imaginea în universitate și nu numai. Ca unul care urmăresc site-ul universității și activitatea facultăților surori din universitate, să știți că puține dintre celelalte 15 facultăți în afară de noi se pot lăuda cu evenimente ca ale noastre și cu un număr de asemenea apreciabil din acest punct de vedere. În privința temei de astăzi, vreau să vă spun doar atât, că atunci când, și acum, când aud de Constituție, parcă mi se ridică părul pe ceapă și să vă spun de ce. Cei de vârsta mea, poate vă aduceți aminte că în curicula clasei a 8-a se studia Constituția României. E, acolo unde am făcut eu școala, în fundul munților Buzăului, nu știu cum se făcea în alte părți, dar acolo chiar se făcea această disciplină la modul serios. O preda chiar directorul școlii, care era un profesor de română foarte bun și foarte prezent în mijlocul elevilor săi, dar nu știu ce avea cu această Constituție, pentru că voia să ne-o vâre în creier și în cap cu forța. De aceea, fiecare oră de Constituție era cumplită. Și nu reușeam să, aveam 13-14 ani atunci toți, nu reușeam să cuprindem noi ce înseamnă toate legile și toate legitățile acelea înscrise acolo în Constituție, mai ales erau, pentru faptul că era o Constituție comunistă. Nu s-a priceput domnul profesor de atunci, ca un alt profesor coleg de-al lui, care mersese, diriginte fiind profesor de istorie, mersese cu clasa la denie și fiind chemat de securitate și întrebat de ce a făcut asta, să răspundă, ca profesor de istorie, am vrut să le arăt cum arată arta bizantină și cum se prezintă arta bizantină și nu au avut ce să-i facă. De aceea vă spun că dacă în vremea aceea sau și acum aș fi avut un profesor precum domnul profesor Vergati de Constituție sau ca în alt preasfințitul, n-aș fi lipsit la nicio oră de acest fel. Asta vreau să vă spun și încă o dată mulțumim tuturor care au participat la aceste evenimente.